Salutare! Hai că avem o cutiuță cu surprize. În primul rând, Adrian Florin, user Adrian Florin 2284, ai câștigat telefonul Realme din giveaway-ul nostru de 60.000. Felicitări, vezi că ți-am trimis mesaj și am făcut și postare pe comunitate. A doua chestie, ia uitați ce am aici. Am niște odorizante, dar nu orice odorizante. Nu faci în pat ce faci în pasat. Opa, las-o mai încet. Îți încarcă telefonul, dar nu și cartela. Buci calde, buci reci, Nelu Ciocănelu. Și astea sunt doar ale mele. Ei bine, mai sunt și multe alte odorizante personalizate de pe odorizanteqcar.ro. O să vă las link-ul în descriere și dacă vreți orice odorizant ale mele sau altele, aveți 10% reducere cu codul LUCIPOPA10. O să vă las eu absolut tot în descriere. Și mi-e foarte drag de ele, mai ales de astea ale mele. Și 3. Astăzi o să facem review la Volvo XC60 și o să facem review și la 70 Mai M300, o cameră de bord compactă și una e montată deja pe mașină. Asta este pentru voi. Pentru că avem încă un giveaway cu încă o cameră de bord, asta poate fi a voastră. Tot ce trebuie să faceți e să fiți abonați la Mașini cu Lucipopa și să comentați cu modelul vostru preferat de Volvo. Atât, da? În rest, ce face camera o să vedem în clipul de astăzi. Și nu uitați, evident, de celelalte două giveaway-uri ale noastre, mașina cu 0 km, nu trebuie să faceți nimic decât să fiți abonați la Mașini cu Lucipopa. În curând o să o arătăm și pe aceea. Și giveaway-ul de 100.000 de abonați cu piese automoreni. Aveți în descriere toate detaliile, trebuie să fiți abonați la Mașini cu Lucipopa și să urmați instrucțiunile din descriere. Deci ce să mai? Fără voi, toate aceste lucruri nu ar fi putut fi posibile. Și pentru asta vă mulțumesc că am făcut 60.000. Hai să facem 70-80 și să ajungem în final la 100. Mașini cu Lucipopa începe. Ia zi, vericule, ce-i facem? Vreau ca bijuteria mea să ajungă pe Mașini cu Lucipopa. Adu-o la servis să o facem să pară mașină de om realizat. Gata, frățic. Este un motor puternic, rău de tot. Destul de power, VR1 9 TDI, urci cu el pe munte de n-ai treabă. XC60 a rămas cea mai vândută mașină de la Volvo și la a doua generație este cea mai vândută mașină Volvo. Este pe aceeași platformă Scalable Quad Architecture, precum frații S60, V60, XC90, S90, V90, e aceeași platformă, însă lucrurile se vor schimba pentru că se va trece la electrificare. Asta nu înseamnă că asta nu este o mașină electrificată, este plug-in hybrid, are 455 de cai, e rapidă, fuge de stinge. Abia aștept să vă prezint un pic mașinuța. Platforma oferă siguranță în condiții extreme, deci în caz de accident, pentru că Volvo dorește ca chiar și de acum 3 ani, ca nimeni să nu mai moară, să nu mai fie rănit, foarte rănit în mașinile sale, deci e o mașină foarte sigură. Și de la facelift nu mai avem Air Design, nu mai avem Inscription, avem Core Plus și Ultimate. Și asta este un Ultimate, T8, este aproape full mașina, e aproape 90.000 de euro preț de listă, ceea ce evident mai primești 6.000 de euro pentru că ți-o iei prin programul Rabla, dar este o mașină destul de scumpicică și rivalizează cu Mercedes GLC 400E. Și apropo, îmi cer scuze pentru sunet, dar acum sunt cicadele în sezonul de împerechiere și s-ar putea să audă un mic bâzâi. Eu am la valiera, sper să se audă bine. De obicei începeam cu farurile, acum începem cu stopurile. Totul LED, sunt stopuri de Dacia Jogger, semnalizări cu LED, stopuri LED, ceață LED, totul LED. Și din spate, dar o să vorbim și despre estetică puțin mai târziu, arată foarte bine, demenția la fel. Farurile sunt LED-uri adaptive cu lumini de zi în forma ciocanului lictor și când semnalizezi ciocanul lictor devine portocaliu în semn de semnalizare. LED adaptive, fază lungă, fază scurtă și ceața tot integrată aici în bloc, este, nu mai este aici cum era la versiunea pre-facelift. Avem LED-uri și în oglindă. Tot în oglindă trebuia să fie sistemul Blind Spot Information System de la Volvo, însă, din cauza crizei de componente, pe mașina asta nu s-au montat. Sau dacă voia proprietarul să aștepte, mai aștepta multe luni până îi venea mașina cu Blind Spot. Deci nu are Blind Spot. Pe Ultimate, dar și nu numai, poți alege acest Black Pack sau Dark Pack. În rest, toate aceste elemente sunt cromate, dar negru pe negru face din mașina asta chiar un sleeper, un stealth car. Nu prea iese așa de mult în evidență, însă avem detalii care nu sunt foarte exagerate și asta îmi place mereu la Volvo.
Pe X60 poți avea jante de la 18 la 22. Astea sunt pe 20, cu anvelop pe Michelin Primacy 4, cu care mașina, de fapt, cu Latitude 3 a obținut un scor foarte bun pe testul elanului, 78 de km pe oră. Dacă ții un Ultimate, primești suspensia Sport, o suspensie mai rigidă, șasiu dinamic, zic de la Volvo, în standard, însă pentru 2400 de euro primești ce are mașina asta, adică suspensia pneumatică adaptivă pe perne de aer, care este foarte confortabilă. Double wishbone pe față, deci motorul este amplasat transversal și multilink pe puntea spate. Discurile sunt ventilate față-spate și diametrul de bracaj e bunicel pentru o mașină atât de mare, 11,4 metri. Și vă mai dau un detaliu interesant. Dacă ți alegi jantele pe 22, ceea ce nu recomand pentru că strici confortul degeaba, primești altă aripă. Efectiv, e o aripă ceva mai sportivă care îi permite jantei să încapă aici. Deci arată altfel. Dacă vedeți vreodată un Volvo X60 cu jante de 22, uitați-vă să vedeți că are altă aripă aici, altă bară, altă aripă, practic alte componente, doar ca să încapă jantele pe 22. Aici în față observ că este versiunea plug-in hybrid, se încarcă la un Type 2 la 7,4 kW și acum s-a mărit capacitatea bateriei, o să vorbim despre ea la momentul respectiv. Ștergătoarele au duze incorporate, mașina a primit 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP, normal că doar e un Volvo, dar are și sistemul Side Impact Protection System patentat de Volvo, care are mai multe tipuri de aliaje în zona asta care să facă mașina ceva mai rezistentă și să absorbă ceva mai bine impactul. Și tot aici, pe parbriz, avem suportul tichetului de parcare sau Sfântul Ioan Botezătorul, depinde ce vreți să pun. Și tot aici se vede și camera 70 mai pe care am montat-o acolo, se montează foarte ușor, o să arătăm la interior cât de frumos se montează. Uite o chestie pe care nu o vezi în fiecare zi, e cheia de rezervă. De fapt, nu e cheia de rezervă, se numește Kierkey sau Corky. Cred că e Corky, nu Kierkey. Ideea următoare. Un cuiere, descuiere, la portbagaj și butonul de panică. Nu-l apăsați pentru că o să cânte mașina, o să dea avarii, o să pună claxonul, te părăsește nevasta, copiii o să plângă, prietenii nu o să mai vrea să iasă cu tine, o să divorțezi, o să-ți pierzi toți banii. Însă, o să explicăm imediat de ce e portocalie. Merge, dar trebuie să aștepți. Avem geamuri cu protecție, dar nu avem geamuri duble aici. Și în momentul în care deschizi, cum se vede, în momentul în care deschizi geamurile din cheie, mașina recunoaște că a fost cald înăuntru și pornește climatizarea. Mașina are și încălzire auxiliară, dacă ai versiune mild hybrid, pornește și motorul, însă la versiunile pe baterii, cum sunt astea, se folosește de curentul din baterie, din bateria mare, pentru a încălzi sau răci habitat. Și după un timp se oprește ca să poți să intri în mașină. La Mercedes se activează și scaunele ventilate. Keyless-ul e foarte simplu, îl închizi, îl deschizi de la toate cele patru ușile. Asta e foarte mișto. Hai să vă arătăm de ce este cheia portocalie. Pentru că ăsta este Kierkey, e un fel de My Key de la Ford. Poți selecta volumul, viteza, dacă împrumuți mașina cuiva. Și tu poți să faci foarte simplu chestia. Deci, îi dai proprietarului cheia, o să o lași în mașină, tu o deschizi din aplicație, din Volvo On Call Application, omul ia cheia, pornește mașina, o lasă după ce își termină treaba, o lasă în mașină, închide și după aceea tu poți să descui mașina din aplicație și să mergi cu mașina. Deci de asta este cheia portocalie. La anumite modele, la seria 40, care sunt făcute pe altă platformă, cheia este roșie, nu este portocalie. Dar este cheia Corky din care poți să selectezi volumul sau viteza. Și nu am terminat cu cheia, pentru că avem o grămadă de chestii și nu știu dacă ați mai văzut chestia asta la anul. Stai. Deci aici o deschizi. Așa. Am deschis-o. Scoatem cheia fizică a mașinii. Trebuie să vă arăt o chestie. Observăm că nu avem căpăcel din ăla să poți să bagi cheia fizică a mașinii. Bagi cheia aici, o iei, o bagi aici, o rotești și descui mașina. Însă, mai e un detaliu foarte interesant cu cheia asta. Merge la ambele uși ale șoferului. În clipa în care tu bagi cheia asta fizică a mașinii aici, da? Observăm că intră foarte bine, tu poți să închizi ușa
și nu mai deschizi după aia. Rămâne blocată ușa. Ușa se poate deschide doar din interior, atât în față cât și în spate. Dacă ai două chei, le bagi pe amândouă. Asta în cazul în care vrea cineva să-ți fure mașina, o lași la aeroport, chestii de genul ăsta. Se poate deschide doar din interior sau probabil doar din cheie după aceea. Și descui mașina din cheie, deschizi ușile din spate și după aia intri și deschizi din față, scoți cheia și mai departe. E un sistem de siguranță al celor de la Volvo. Camera se montează foarte ușor și nu lasă urme pe parbriz. Ai aici o bandă, un abțibil pe care îl lipești și după aceea lipești camera cu bandă dublu adezivă. Unghiul ți-l reglezi tu singur și după aia îl strângi de aici. Conectezi cablul USB la un USB-A sau la o priză, îl pornești și ea începe să înregistreze oarecum automat. Și acum o conectezi foarte ușor la aplicația 70 Mai prin intermediul Wi-Fi-ului. Intri în meniu și poți să vezi imaginea sau poți să te duci aici la setări să vezi. Da? Emergency video, în cazul în care te lovește cineva. Parking, timelapse, cât vrei să înregistreze calupul, adică un minut, două, trei, după aceea se șterge dacă ai cardul plin, nu e cazul nostru. Rezoluția, o poți seta Full HD sau mai mult de Full HD. Eu sincer recomand Full HD, nu mănâncă atât de mult spațiu pe card, dacă e să mă întrebați pe mine. Frame rate-ul, 60 de Hz, 50 de Hz, 55 de Hz, rata de refresh, parola la Wi-Fi, volumul difuzorului, data, formatul când apare pe ecran, limba și așa mai departe. Ce e interesant este că dacă vrei să-ți vezi arhiva, ai aici tot ce a filmat mașina, absolut toate filmările pe care le-a făcut mașina. Evident, dacă nu vrei să-l vezi pe telefon, descarci cardul, îl bagi în laptop, în ce vrei tu și ai toate imaginile filmate. Practic, putem filma tot vlogul, toată proba de condus, prin camera aceasta. Și în cazul în care vrei să filmeze camera și atunci când nu ești tu în mașină, ai aici un cablu tot de la 70 Mai, îl legi la alimentare și aici îl legi fie la baterie, fie la panoul de siguranță al mașinii, în funcție de cum vrei tu și în funcție de modelul mașinii. Și astfel, atunci când mașina simte un șoc, de fapt camera când simte un șoc, începe să înregistreze ca tu să vezi fața sau mașina celui care ți-a umblat pe lângă mașină sau, Doamne ferește, ți-a zgâriat-o sau ți-a lovit-o. La plug-in hybriduri, pe pragul scrie Recharge, nu scrie Volvo sau nu scrie altceva. Hai să vedem materiale, da? Moale, 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 peste tot moale, dar buzunarul frontal nu este capitonat. Memoriile, și apropo de memorii, și o să-mi stric eu memoria mea la scaun, dar aia este. Dacă deschizi ușa, în mod normal la Volvo trebuie să ți-ai apăsată, dacă deschizi ușa și apeși o singură dată, doar cu ușa deschisă, memoria se face automat, fără să ți-ai apăsat. Încuiere, descuiere, oglinzi, geamuri și așa mai departe. Dacă vrei să rabatezi ambele oglinzi, trebuie să apeși stânga-dreapta, trebuie să ai contactul pus, dacă vrei să le rabatezi pe amândouă. Și evident, mai ai și child lock aici, deci nu ai child lock manual, ai child lock la butonel. În spate avem așa, moale, 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 capibara, moale și un buzunar destul de micuț fără capitonaj. Deci, cam așa e fața de ușă în spate. La materiale stă foarte bine, mi-a plăcut un interior mai deschis, dar dacă așa a configurat-o proprietarul, cine sunt eu să judec? În spate totul e curat, un Micheleron al treilea, studio de frână, antena, ștergătorul, scrie Volvo, despărțit X60, T8O, all-wheel drive, recharge, guri de evacuare false și două guri de evacuare reale în fiecare parte. În ceea ce privește SUV-urile de clasă medie, ăsta e unul dintre cele mai frumoșele, dacă vă întrebați pe mine. Bușonul se deschide de la buton dinăuntru, ai 71 de litri cu care să te joci indiferent de motorizare și scrie aici maximum 10% concentrație etanol, dar nu zice minimum 95 sau nu-ți recomandă 98, mai rar așa ceva. Deci poți să pui ce benzină vrei tu, atâta timp cât nu depășește 10% concentrație de etanol. Indiferent de ce motorizare alegi, ai gardă la sol de 21 de cm, care e destul de ok. Și aici, ca să nu zgârii bara, ai 27 cm dacă vrei să parchezi aproape de o bordură și să nu ți-o zgârii. Cu toate astea, la versiunile mild hybrid, ai 40 de cm adâncime vad de apă pe care îl poți traversa. Adică până aici, la asta, nu mai ai 40 de cm, ai mai puțin, dar nu se știe exact cât, pentru că nu trebuie să uzi bateria, apare. Ajungi la portbagaj. Hopa!
și joci cazacioc. Avantajul la plug-in hybridul acesta, da, ea e Roxana acolo, stă și ne așteaptă în timp ce filmăm. Avantajul la acest plug-in hybrid e că nu pierzi atât de mult litri pe cât pierzi la altele. În sensul că ai 480 de litri normal și 468 la plug-in hybrid. Și e destul de frumos compartimentat, mocheta este bună, ai plase în stânga, ai suspensia pneumatică ce urcă și coboară dacă vrei să încarci obiecte voluminoase, ai margine de încărcare plană, ai priză de 12 volți, ai cârlige, ai o podea falsă sub care găsești un spațiu de depozitare, dacă ridici partea asta, dar e grea, ai bateria de 12 volți a mașinii. E un portbagaj destul de ok, singurul dezavantaj este că n-ai unde să ascunzi copertina asta. Deci dacă vrei să o ascunzi, trebuie să o lași acasă. Și mai e chestia aia de la Volvo, nu știu dacă mai e valabilă și la asta. Ba da, mai e valabilă. Dai peste ea și se ridică. Ea stă fixată, dar stă ridicată. Și totodată ai ski hatch, dar e ski hatch care se deschide doar de aici, din portbagaj. Sau dacă vrei să-l deschizi din mașină, trebuie să bagi mâna pe după scaun și să-l desfaci. Cam așa e cu portbagajul. Și mai avem aici cârligul de remorcare. Ia să vedem în cât timp iese. Iese, dar nu este full electric. Doar așa și dacă vrei să-l bagi înapoi, simplu ca bună ziua. Deștepți suedezii ăștia. Și vă mai spun un lucru. Toată concurența plug-in hybrid poate să tracteze 2 tone fix. Asta tractează 2 tone 250 de kg. Un avantaj pentru Volvo. Și când vrei să închizi portbagajul, îl închizi frumos de aici. Butonul ăsta, având săgeată în jos, tot ce face este să-l coboare. Dacă vrei să-l urci, hop, și poți să-l blochezi și dintr-o parte și din alta. Dacă ți-ai apăsat pe butonul ăsta, poți să selectezi tu înălțimea la care se deschide portbagajul dacă ai un garaj înalt. Scund, ca mine. Bun, hai să vedem. Avem tetiere fixe, dar dacă vrem să rabatăm bancheta, opa, cad. Rabatez bancheta foarte, foarte ușor, ai podea plană, mocheta bună și ISO fix în spate. Însă, dacă vrei, există o opțiune pe X60 să ai scaun de copil booster seat, practic se ridică șezutul, astfel încât să ai un scaun de copil integrat, să nu mai ai nevoie de scaun de copil. Dar dacă vrei, poți să ai versiunea standard cu ISO fixuri. Volvo a introdus centura de siguranță, da, în 3 puncte, pe care la unele modele scrie since 1959, la asta nu scrie, nici în față, da, since 1959, dar pe unele scrie. În 1959 a introdus scaunul de copil cu spatele la fața mașinii prin 72 și din 1990 pe anumite modele Volvo găsim chestia asta, booster seat-ul ăsta, direct integrat ca să nu mai ai nevoie de scaun de copil. În față tetierele sunt fixe și aici avem scaune ceva mai subțiri. Volvo e un pionier al siguranței, evident, am mai spus 5 stele la testele siguranței Euro NCAP. Avem scaunul cu cadru deformabil în cazul în care aterizezi și ca să nu ai presiune pe coloană, se deformează și scaunul. În Suedia, dacă faci un accident, vine o echipă de la Volvo și analizează accidentul. Dacă faci un accident în Göteborg, într-o oră vine o echipă de la Volvo și analizează accidentul. Suedezii chiar merg pe siguranță. Chiar insistă foarte mult pe siguranță. În Göteborg, cei de la Volvo testează 400 de mașini, le fac praf în fiecare an, deci mai mult de una pe zi. Vă dați seama ce teste fac ăștia la Göteborg acolo. Și știți clickbait-ul ăla infect cu nimeni, n-a murit niciodată într-un X90 din prima generație. A murit 2 în Moldova, numai în ultimii 2 ani. Statistica aia este valabilă doar în Marea Britanie și doar pentru prima generație. Da? Așa că dacă mai auziți că în mașina asta n-a murit nimeni, în Republica Moldova, în ultimii câțiva ani a murit 2. O chestie interesantă la X60 este atunci când speli parbrizul, automat se spală și farurile. Și dacă îți îngheață iarna ștergătoarele și nu te ajută Sfântul Ioan Botezătorul, află că ștergătoarele sunt și ele încălzite. La Volvo, deschizi capota așa, te duci după săgeată, pac, pac, și fix aici ar trebui să fie deschizătoare. Și eu acum n-am mai închid capota. Trebuie să mă duc dintr-o parte în alta. Dar măcar avem amortizoare. Vă dați seama să deschideți într-un loc foarte scund chestia asta. Cred că trece de 2 metri. Oricum, nu contează. Și hai să vă mai arăt un lucru care ține de siguranță. Capacul motorului este cauciucat tocmai ca să protejeze capul unui pieton în cazul în care lovești mașina. Dai cu capul în capotă, în doi capota și să nu dai de ceva tare, Doamne ferește. Așa că ai o pernuță de cauciuc pentru siguranță.
Din 2014, Volvo are propria sa gamă de motorizări. Volvo Engine Architecture, atât benzină cât și diesel, deși acum au anunțat că vor renunța la dezvoltarea dieselului și vor rămâne pe hibride, mild hybrid, plug-in hybrid și, evident, electrice, dar alea nu mai țin de VEA. La XC90 avem același 2.0 aluminiu turbo, injecție directă, două axe, montat transversal, însă, de data asta, au renunțat la compresor, pentru că era și turbo și compresor, acum este doar turbo. Deci au făcut chestia asta pentru că au mărit și puterea motorului electric și acum tot turbolagul este anulat de puterea motorului electric, care este surprinzător de puternic și surprinzător de responsiv. Transmisia este una automată iSyn 8 trepte și tracțiunea integrală este realizată fără niciun fel de legătură mecanică între punți. Ceea ce înseamnă că tu atunci când mergi în modul electric și poți să mergi până la 78 de kilometri pentru că au mărit capacitatea la 18,8 kWh brut, 14,4 kWh net, mergi cu tracțiune spate, pe electric, ceea ce e foarte mișto. Și astfel, din motorul acesta pe benzină, ai 317 cai putere, între 5800 6100 de rotații pe minut, destul de sus, nici cuplu nu stă rău, pe la vreo 4500 ai 430 Nm, motorul electric mai vine și el cu 145 de cai, dar nu știm cuplu exact al motorului electric și puterea combinată e 455 de cai putere, adică mult, dar nu știm cuplu însumat al celor două sisteme de propulsie. Aia, tot ce știm este că mașina face 100 de km pe oră în 4,9 secunde și la 180 la oră se plafonează pentru că e limitată electronic. Așa sunt toate Volvo-urile noi din rațiuni de siguranță. Deci, pe la 180 mai trăiești, de la 181 în sus s-ar putea să nu mai trăiești într-un accident și Volvo nu vrea să riște. Ce interesant este că eu am testat un Lynk & Co de curând, care este efectiv o mașină chinezească făcută pe platformă de Volvo, cu motorizări de Volvo, tehnologie de Volvo, care se vinde în Europa, dar care nu este limitată. Pe aia prindea vreo 210. Și mai sunt alte modele, alte mărci, care sunt sub patronatul celor de la Geely, dar nu sunt limitate. Asta e. Mașina e făcută în Suedia, suedezii au drept de veto, 180 de km la oră rămâne. Hai să vedem cât de ușor e să închizi capota. Vii așa, îl închizi, după aia vii aici în față și dai și ai închis capota. Hai să vedem interiorul, da, material moale, material moale, lemn, tati, lemn, adevărat, material moale, tare aici, consolă, consola e destul de înaltă la X60, moale, 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 doar torpedoul e mai tare, mochetă, cam astea sunt, materialele sunt bune. Scaunele, Polo face unele de cele mai bune scaune, reglabile electric, sunt încălzite, sunt ventilate, au și funcție de masaj, te duci frumos aici și activezi masajul. Ce program vrei, ce intensitate, ce viteză, mie îmi place Wave-ul foarte bun. Tetierele sunt fixe și sunt super confortabile, adică poți să selectezi cam ce funcție vrei tu. Pernuțele laterale, dacă vrei să selectezi lombarul, dacă vrei să selectezi șezutul să fie mai lung, mie nu-mi trebuie că eu n-am picioare lungi, dar sunt scaune foarte bun. Și hai să vă mai spun un detaliu interesant. Voi știți că scaunele de Volvo au emblema Suediei pe scaunul din dreapta. La modelele cu volan pe dreapta au tot acolo sigla. De ce? Pentru că până în 1967 în Suedia se conducea pe partea stângă a șoselei cu volanul pe stânga. Chiar dacă Volvo, vânzând mai multe mașini către export, făcea mai multe mașini volan pe stânga decât cu volan pe dreapta și le vindea chiar și în Suedia. La final de anii 50 a fost un referendum prin care s-a întrebat, mă, facem sau nu facem mașini cu volan pe stânga? Și s-a votat mașini pe stânga și pe 3 septembrie 1967, într-o singură noapte, s-a trecut de la a merge pe partea stânga a carosabilului pe partea dreapta a carosabilului și s-au folosit asistență militară între 1 noaptea și 6 dimineața. Nu a avut nimeni voie să treacă pe șosele, s-au schimbat toate semnele de circulație și limitele de viteză au fost foarte mici până când s-a obișnuit lumea cu partea dreaptă a carosabilului și s-au mărit vitezele. E, și în amintirea acelor perioade avem emblema Suediei pe dreapta și emblema Suediei acolo în dreapta la gura de ventilație, pentru că în stânga nu avem așa ceva. Volanul este subțire cu decupaje fără padele și butoanele de pe volan sunt de calitate, chiar sunt de calitate. Se reglează manual. Nu ai nicio problemă, îți găsești poziția foarte ușor și este foarte confortabilă. Nu ai padele, dacă vrei să schimbi manual, schimbi stânga-dreapta, stânga-dreapta, dar vă arăt eu imediat cum. Ergonomie, butoanele sunt apropiate, comenzile le
atingi foarte ușor. Dacă vrei să resetezi tripul, ți-ai apăsat aici sau intri în meniu și te duci și dai reset, cum vrei tu. Au păstrat chestia asta de la sistemul de infotainment vechi. Ai rezervor și portbagaj aici, dar le poți apăsa din greșeală și poți să deschizi rezervorul cu portbagajul și invers. Aici ai anumite scurtături pentru sistemul multimedia, aici este termometrul, dezaburirea, avaria, USB-ul, de fapt priza de 12V, wireless charging-ul, două suporturi de pahare cu bază cauciucată și un easter egg la Volvo, dar îmi trebuie cheia pentru asta, ai suport integrat de cheie din fabrica asta, dacă n-ai nevoie de suporturile de pahare. Auto hold, engine start în stânga ca să-l aprinzi, în dreapta ca să-l stingi și park schimbătorul din Air Force, sticlă Air Force, care costă în plus și este transparent și arată foarte bine. Nu e cristal, cum zic unii. USB-urile sunt aici, USB-C-uri, da, și evident mai ai niște spațiu, nu foarte mare. Aici avem un torpedou capitonat, amortizat și iluminat, dar nu este refrigerat. Avem parasolare cu luminiță, trapa este prin wipe. O trapă panoramică destul de mare care lasă lumina să intre în mașină și fiți atenți aici. Aprinzi lumina interioară, se aprinde. Dacă ți-a apăsat pe lumină, ea se întunecă puțin. Așa o stingi și dacă ții cu două degete, ai din nou intensitatea maximă. Avem mânere pentru toate cele patru uși. Avem centuri de siguranță reglabile pe înălțime. Avem guri de ventilație în spate, dar o să le arătăm în spate cum sunt ele împărțite. Și mai e un detaliu interesant, avem airbag pentru genunchi și nu uitați că Volvo a fost primul producător care a implementat airbag-urile laterale. Ce mai avem la interior de spus? Eu dacă aș alege mașina asta, mi-aș alege tapiseria din amestec de lână, nu mi-aș alege piele. Dar asta pentru că sunt eu mai nebun și pentru că mașinile japoneze de lux aveau lână la interior, nu aveau piele și am impresia că Toyota Crown încă are așa ceva. Alt detaliu interesant la mașina asta este că pentru doar 20 de euro poți avea o pregătire de etilotest astfel încât mașina să nu te lase să pleci dacă ai băut. Ai doar pregătirea, dar etilotestul trebuie să ți-l cumperi tu separat. Sunt curios dacă în România și-ar cumpăra cineva așa ceva. Poate doar pentru copil. Volvo mereu a stat bine pe sisteme audio. Harman Kardonul vine standard pe Ultimate. Și ce e mișto e că ai grile din metal și îți poți prinde unghiile. Poți să-ți pilești unghiile dacă dai așa. Sau dai niște cașcaval și razi cașcavalul. Pentru 2400 de euro primești Bowers & Wilkins. Dacă ai bani și ești audiofil, ia-ți Bowers & Wilkins. Dacă nu, Harman Kardon se aude mai mult decât bine și la maximum nu distorsionează. Acesta este tabloul de bord care vine la pachet cu noul sistem de infotainment bazat pe Android. Android Automotive, nu Android Auto, aia e altceva. Mașina are și Apple CarPlay și Android Auto. Android Automotive. Și simplu. Aici îți dispare harta, dacă ai o destinație setată pe Apple CarPlay, îți dispare harta, dacă ai o destinație setată pe Google Maps-ul din fabrică și pe Apple CarPlay, atunci îți rămâne harta, dacă vrei să intri la consum, ai aici, în rest nu ai foarte, foarte multe meniuri, dacă vorbești la telefon prin Bluetooth sau prin CarPlay, nu mai poți să mai vezi consum, până când nu termini de vorbit la telefon și te întrebi ce trebuie să conduci, știi ce trebuie să... Și probabil mă întreb, ce trebuie să vezi consumul când vorbești la telefon? Dar dacă vorbești mult la telefon, poate mai vrei să te mai uiți la una sau la alta. Știu că nu se vede foarte bine, dar mai avem și în fața acolo un head-up display destul de simplu cu niște informații minime, dar de efect. Și avem sistemul de infotainment, care are aceeași dimensiune precum celălalt, cel de dinainte de facelift, doar că acum a primit alt sistem de operare. Înainte să vorbim despre Android Automotive și despre sistemul de infotainment, hai să vă arăt câteva chestii interesante. În primul rând, dacă ți-a apăsat aici, intri în screen cleaning mode să poți să cureți ecranul. După aceea ți-a apăsat iar ca să îl dezactivezi. În ceea ce privește clima, noi avem motorul pornit acum, faci așa, te duci aici, duci la 4, mașina e pe auto, da? Ți-a apăsat, înainte bipăie, acum văd că nu mai bipăie, oprești motorul, la revedere, nu știu ce. În momentul în care pornești iar motorul, mașina ține minte ce treaptă ai avut pe auto și pornește pe aceeași treaptă. Chiar dacă e pe auto, pornește pe aceeași treaptă. Ea este pe auto, doar că treapta este selectată de către tine. Asta e foarte drăguț. Totodată aici avem buton de sync, recirculare, toate comenzile, mai puțin dezaburirile, sunt aici pe acest, în acest meniu. Volan încălzit, scaune încălzite, scaune ventilate,
Răspunde foarte bine. Camerele 360, uite, cu diverse unghiuri, cu senzorii de parcare, cu rear auto brake. Dacă deschizi ușa, la fel ca multe alte mașini, se dezactivează camera. Rezoluția e foarte bună, dar încă nu poți să te joci cu mașina, să umbli așa 3D prin ea. Mai ai câteva setări pentru camere. Hai să ne întoarcem. Ăsta este Apple CarPlay. Hai să-l arătăm acum, dacă tot am ajuns aici. Apple CarPlay vertical, culorile foarte bune, foarte saturate, răspunde bine. Harta la fel, intri repede. E unul dintre cele mai bune sisteme de CarPlay pe care le-am văzut. Cu toate că mașina este pe Android Automotive. Aici avem setările. Driving Assist, da, Hybrid Power, Pure Off-Road, Battery Usage, Auto Hold și Charge, să țină încărcarea sau să încarce bateria. Pilot Assist, dacă ai Adaptive Cruise Control, că poți să ai Speed Limiter ACC sau Pilot Assist, Lane Keep Assist, Ready to Drive, Creep, aici, atunci când pleci de pe loc, mașina să pornească foarte, foarte încet, volanul să fie mai sport, Air Suspension, Air Suspension Control for Easy Entry și Exit, dacă vrei să lase mașina, tot felul de setări, setări pentru sunet, chiar dacă nu avem, dar mai ai undeva la Connected Key aici, să poți să selectezi cheia aceasta, ce să facă, ce viteză maximă să aibă, ce volum maxim să ai, Google și la sistem. Și cred că aici era o opțiune și aici setările de sistem, setările de Google, așa mai departe, că e sistem cu Google. Ce e interesant, ăsta este Android 11 pe Renault, ai Android 10 pe Android Automotive. Și aici mergem la aplicații. Poți să-ți downloadezi aplicații pentru că ai Google Play Store aici. Poți să-ți bagi Spotify, poți să-ți bagi YouTube Music, poți să-ți bagi Waze, poți să-ți bagi... Uite, Waze e deja pus aici, nici nu mai trebuie Apple CarPlay. Da. Asta e foarte tare. Google Maps-ul vine în standard. Radio. Și există și un mod prin care poți să asculți, poți să te uiți la clipuri pe YouTube pe acest ecran în timpul mersului. Ce faci? Te duci în Play Store, downloadezi aplicația TuneIn, te duci la setări, intri pe Facebook, de pe Facebook intră dintr-un browser, dai back din browserul ăla, intri pe Google, pe Google cauți YouTube, intri pe YouTube și poți să te uiți la clipuri. Cine vă mai spune chestii de genul ăsta? Evident, ai și Google Assistant. Ok, Google, play me a song on YouTube Music. Alright, music on YouTube Music. Right. Here you go. Gata, gata, numai. Așa. Și cam asta este sistemul. Motivul pentru care el răspunde atât de bine, ia fiți atenți aici. Vedeți, eu n-am atins ecranul, dar s-a înregistrat comanda. Asta pentru că deasupra ecranului ai un strat infraroșu și atunci când treci cu degetul pe lângă infraroșul ăsta, așa, comanda se înregistrează. Dar tu apăsând pe ecran sau obișnuit fiind cu touchscreen, când apeși, comanda e de mult înregistrată. Ăsta este Google Maps-ul din fabrică, navigația mașinii. Deci, practic, de asta este ecranul atât de responsiv, pentru că atunci când tu apeși, comanda este deja înregistrată. Și aici ai notificările. Foarte tare sistemul ăsta și e unul dintre cele mai bune, cu toate că na, alții au ecrane de 1000 de inci. Am ajuns în spate. Aceasta este memoria proprietarului, care are 2 metri și chiar și la 2 metri mai am un pic de spațiu la picioare. Am și loc să-mi bag picioarele sub scaun. Aparent proprietarul are și niște walkie-talkie-uri 210-210. Bancheta este surprinzător de confortabilă, chiar este profilată, confortabilă, un pic de susținere laterală, moale, îmi place. Ce-i drept, tunelul ăsta nu e foarte moale. Avem aici USB-urile, avem scaunele încălzite, gurile de ventilație se află în stâlp, avem cârlig, mâner cârlig, suport pentru diverse accesorii, buzunar mic aici, buzunar un pic mai mare acolo, plăsuțe, cotieră moale cu suporturi de pahare și ski hatch care se deschide din spate, după cum v-am arătat. Trebuie să te întinzi puțin. A, și încă o chestie, mai avem și tetieră în spate dacă vrei așa ceva. Da, trebuie să bagi mâna pe aici, îți dai copertina jos, vai mama noastră. Deci e o mașină bună pentru 4 persoane, dacă vrei 5, poți să pui 5, dar na, să știți că cotiera asta nu e la fel de tare pe cum la alte modele, deci poți să stai. Doar că tunelul ăsta, mie e un pic ciudat să stau aici în centru. Ia, hai să vă arăt dacă tot suntem aici. Și să stau un pic crăcănat așa. Pentru că e foarte ușor să dai cu picioarele pe aici, uite cum au dat alții care au stat pe aici. Să dai cu picioarele aici și zgârii mașina. Dar știți ce am observat? Că proprietarii de mașini de lux nu prea țin cont de chestiile astea. Pune-vă picioarele, știi? Aia, o vând, iau altă.
Prima mașină la care noi am testat grosimea statului de vopsea a fost Defender, care a avut 0,15 mm. Hai să vedem și aici. 0,15. Aceeași grosime de stat de vopsea. Sunt curios dacă găsim o vopsea mai groasă sau mai subțire undeva. Azi facem proba de condus din 3 camere, camerele mele, și 70 Maiu, camera de bord, să vedem dacă ne ajută cu ceva setări, driving. Ce e mișto e că poți dai pe power fără să ai volanul tare, că mie nu-mi place volanul tare. Bun, și acum hai să vedem cât de bine pleacă mașina asta cu 455 de cai. Și deja am trecut de 100, dar e atât de lină plecarea de pe loc încât parcă nici nu-mi vine să cred. Super lină, 100 în sub 5 secunde. Hai să o trecem pe hybrid. Driving hybrid. Pe decibelmetru mi-a scos 61 de decibeli, adică o valoare ok pentru clasa din care face parte. E SUV, e înaltă, încă, adică se apropie de 60, limita aia foarte bună, dar încă nu ajunge chiar la 60. Dar nu contează că mașina e super silențioasă. Vizibilitatea, n-am avut niciodată nimic de comentat la XC60, oglinzile sunt mari, oglinda e mare, te întorci și ai vizibilitatea, e un al treilea geam acolo destul de măricel, n-ai treabă cu vizibilitatea, n-ai treabă cu poziția la volan, n-ai treabă cu confortul, n-ai treabă cu climatizarea, toate astea merg. Direcția e ușoară, dar în același timp precisă, fără să aibă foarte mult feedback. Și ce e interesant la plug-in hybridurile astea e aportul electric. Uite, accelerez ușor, dar ușor accelerez, sfert de pedală, și mașina accelerează de mănâncă pământul. Eu cred că Volvo-urile T8 poate să câștige orice drag race la sfert de pedală. Atât de bune sunt. Uite, ui! Ai un pic de lag la început și după aia te duci. Adică, fără să te chinui, fără să te chinui, poți să ajungi la viteza maximă destul de ușor. Iar dacă îi dai pe power, tot așa, după ce treci de perioada asta de lag, te duci fără nicio problemă. Și chiar la viteze mari e mai silențioasă decât te-ai aștepta, și mai antifonată decât te-ai aștepta, și mai confortabilă decât te-ai aștepta, mai ales cu pernele astea de aer, cu suspensia pe perne. No, e un model într-adevăr deosebit din punctul ăsta de vedere. E efectiv effortless, așa poți numi mașina asta. Dacă vrei să frânezi, într-adevăr, începi să simți masa mașinii. Începi să o simți, dar pedala totuși e fermă. Acum, trecem pe hybrid și avem două moduri la cutie. Avem drive, iei piciorul din gaz și mașina regenerează puțin, foarte, foarte puțin, dar tot un fel de coasting face. O treci în braking și uite cât de tare regenerează. One pedal mode. One pedal mode la Volvo. Foarte tare. Și măcar nu electrică, e plug-in hybrid. Și XC40, C40 și probabil X90, X30 au funcția asta de one pedal. Dacă vrei să pleci pe electric, noi avem bateria goală acum. Ai o picătură de benzină acolo și dacă o atingi, trece pe benzină. Dacă nu o atingi, rămâne pe electric. Evident, dacă rămâne fără baterie, o să pornească oricum. Practic, coboară picătura aia. Dar uite, pleci, pleci, pleci. Și dacă vrei să menții încărcarea bateriei, dai pe hold. Dacă vrei să încarci bateria în mers, poți face asta, dar o să-ți consume mult mașina. Poți să-i dai pe pure, ca să meargă pure electric. Poți să dai pe off-road sau constant all-wheel drive. Dacă vrei și nu ești în off-road, să ai tracțiune integrală, probabil pe gheață sau în alte condiții, ai constant all-wheel drive, indiferent de situație. Dar este posibil la un moment dat să rămâi fără curent de tot în baterie, cu toate că mașina regenerează curent și produce curent pentru baterie, ca să ai mereu o rezervă acolo în caz de depășire, în cazul în care ai nevoie de putere. Dacă îi dai pe steering wheel firm, se întărește volanul, dar sincer nu mai este în spiritul mașinii. Nu mai e în spiritul brandului și în spiritul mașinii. Nu vrei să conduci un Volvo care se virează greu, chiar deloc. Hai să mergem efectiv pe modul hybrid, normal, așa cum o să conducă toată lumea. Uite, accelerez ușor. De fapt, ia să testăm și un kickdown.
testăm și un kickdown. Lifta e de 90 pe aici. Avem 60. 55, da? Kickdown. Electricul. După aia schimbă treapta, după aia te duci. Deci, întâi mașina pleacă pe electric ca să simți ceva. Și după aceea intră și motorul termic. Ai 455 de cai. Te duci fără probleme. În curbe. Uite, mașina stă pe curbe. Ai un pic de ruliu, dar mașina stă. În general, ținuta e neutră. Îți oferă foarte multă încredere. La limită tinde să supireze de la intrare în viraj, nu neapărat la ieșire. Pe braking mașina folosește regenerarea ca să frâneze puțin și dacă frânează puțin, atunci toată masa mașinii se duce către față, mușcă bine din viraj, asta dacă nu exagerez, însă dacă exagerez, uite, subvirează, dar într-adevăr târziu și surprinzător de silențioasă în situațiile astea. Asta te pui, e effortless așa. Și simți cum transmite cuplul pe spate ca să te scoate din situații. Dacă vrei să treci pe manual, simplu. Stânga sau dreapta. 3, 2. Uite ce frână de motor îți dă și regenerare și frână de motor în același timp. Turum? S-a oprit, că eram pe braking. Turum? N-ai treabă peste denivelări, peste dâmburi. Dacă o ții pe manual în treapta întâi, evident că o să audă un pic motorul, dar în rest nu. Turum, turum, n-ai niciun stres. 2, ia. 3, are un pic de lag cutia, schimbă cu un pic de întârziere. Nu e dublu ambreiaj, dar nici nu vrea să fie. Ca să treci înapoi pe auto și pe braking, dar trece în drive și o trece iar în braking. Ce e mișto e că mașina îți încetinește înainte de viraj, astfel încât tu să nu te mai chinui cu frâna și astfel nu mai trebuie să mai bruschezi pasagerii. Poți să, uite, 70, mașina încetinește, avem 50 și iei virajul cu 50 la oră, liniștit, fără să folosești deloc pedala de accelerație. Hai să vedem și consumul. Până acum avem consum de 4,9, consumul mașinii 6,5. Asta în funcție de cât reușești să mergi. Dacă vrei să mergi pe electric, poți să mergi până la 78 de km, fără climă, evident. Mă rog, fiecare cu cum vrea să meargă. Noi avem clima pornită, avem masajele, avem și scaunele ventilate, toate ok. Dacă vrei să mergi pe braking, uite, mi-a sărit ăsta în față și mașina a încetinit singură. Nu că ar avea vreun sistem de regenerare bazat pe radar, ci pur și simplu atât de puternică este regenerarea. Și poți să modulezi din pedală, dacă nu vrei să treci pe drive. Uite, mergi pe braking, accelerezi ușor, iei piciorul din gaz și o treci pe coasting. Acum face coasting mașina de tot. Iei piciorul un pic mai mult, începe să regenereze mai mult, mai mult, mai mult. E foarte ușor de modulat din pedală. Și asta te ajută, mai ales în oraș, să ai un stil foarte relaxat și foarte economic, dacă chiar îți dorești acest lucru. Și la final vrei să faci o depășire 60 la oră, vum. E chiar și pe electric, am mers toată ziua aproape pe electric. Ce 145 de cai putere, bănuiesc eu că ai un cuplu undeva la 300 Nm, suficient, mai ales că e cuplu instant. Nu ai nevoie de mai mult pentru mașina asta de 2,1 tone. Care sincer nici nu e atât de grea pe la câte chestii are în ea. Și motor termic și electric și integrală și automată și baterie și atâtea dotări și atâtea ranforsări. Eu cred că e ok. Dar asta e XC40, XC60 108, e o mașină super super relaxantă și poți să mergi tare cu ea fără efort. Eu n-am întâlnit mașină, sau dacă am întâlnit, poate erau doar electrice, XC40 UT8, ăla e mișto. N-am prea întâlnit mașini care să meargă atât de tare cu așa o lipsă de efort. Hai să punem și pilotul, avem pilot assist acum la 80 de km pe oră. Poți să schimbi din pilot assist în tempomat adaptiv, în limitator de viteză de pe aceste săgeți. Distanța o poți seta
de aici, am setat 80 de km la oră cu distanța cea mai mică. Hai să vedem. Deci, vedem cum merge. Ține banda foarte bine. Volvo are printre cele mai bune sisteme de condus semi-autonom. Whole steering wheel. Hai să vedem dacă este capacitiv sau este rezistiv. Este rezistiv. De virat, virează bine, n-ai niciun stres. Efectiv, n-ai niciun stres. Ține centrul benzii la fix. Da, este rezistiv, nu este capacitiv. Și hai să vedem ce se întâmplă. În mod normal ar trebui să încetinească și să frâneze singură să oprească. Dacă mi-aduc aminte eu. Păi la tăsiți, resume driving. Emergency stop assist is activated. Da, o să frâneze singură. Și încearcă să te trezească cu aceste sunete. Jingle all the way. Și frânează până când se va opri. Gata. Am reluat controlul, la revedere. Deci, aceea e sistemul. Printre cele mai bune. Cam asta e Volvo XC60. Mulțumim pentru atenție. Ne vedem în secțiunea de comentarii. Bogdan la cameră, Bogdan la editare. Nu uitați de grupul de Telegram cu abonații, în descriere aveți link-ul. Camera 70 mai, una poate fi a voastră. Spuneți-mi în comentarii ce părere aveți despre ea. Avem 1000 de giveaway-uri, vara e foarte mișto. Hai să ajungem la 100.000 de abonați. Eu am fost Luci, v-am pupat. Mașini cu Luci, popa, se încheie.